Dragi frați și surori, doresc să vă spun tuturor, să vă spun un bun venit în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos, fie ca toți cei conectați să fie binecuvântați, așa cum noi vom fi binecuvântați în această după-masă, după ce vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Noi în prima cântare am cântat: Domnul se va arăta în curând, El vine în curând. Dar mai întâi pentru ai Lui, atunci când trâmbița va răsuna. Fie ca atunci să fim pregătiți de a-L întâmpina atunci când trâmbița va răsuna. În a doua strofă noi am cântat: încă mai este timpul harului, încă iertarea mai stă la dispoziție, încă dauna e vindecată. Să folosim acest timp pentru a fi pregătiți pentru revenirea Domnului, ca cu bucurie să-L întâmpinăm atunci când trâmbița va răsuna. În a doua cântare am cântat: împodobește-te, suflete drag, vino la izvorul adevărat al vieții, vino la lumina adevărată, strălucitoare, pentru că Domnul, plin de mântuire și har, vrea să te invite. Singura podoabă pe care noi o mai avem este dragostea și harul lui Dumnezeu, fie ca El să ne pregătească pentru ziua revenirii sale. Asta e rugăciunea noastră și în această zi. Fie ca El să ne pregătească, El să ne îndemne și să ne mustre, ca să dăruim credință cuvântului Său, fie ca să își binecuvinteze robul, pentru ca cuvântul care ne va fi adus să ne îmbărbăteze. În această după-masă, noi așteptăm să fim pregătiți
să fim un pas sau doi pași mai aproape de Domnul, tot mai aproape de El, să avem tot mai mult de la El și să nu mai avem nimic din lumea asta. Asta e dorința noastră. Fie ca Domnul această dorință să o asculte și El harul și dragostea să o reverse asupra noastră. Asta e rugăciunea noastră. Ca adunare, înainte de a asculta cuvântul de introducere și înainte de a ne ruga împreună, cântarea 690, Iisuse, atrage-mă spre cruce. Iisuse, atrage-mă spre cruce, de acolo de unde izbucnește izvorul pentru mântuirea păcătoșilor, izvorul care curge atât de liber. Înspre cruce, înspre cruce, merg toate dorințele mele, până când voi sta înaintea scaunului lui Dumnezeu triumfător. Cu tremurat am venit la cruce, neajutorat, împovorat, cu păcate. Am venit la această cruce însângerată și eu am fost eliberat de toată povara mea. Înspre cruce, înspre cruce, merg toate dorințele mele, până când voi sta triumfător înaintea tronului lui Dumnezeu. Lasă-mă să mă uit la această cruce. Lasă-mă să mă uit la Domnul. Eu vreau să mă încred doar în jertfa Lui, care a fost adusă pe cruce. Înspre cruce, înspre cruce, merge toată dorința mea, până când voi sta triumfător înaintea tronului lui Dumnezeu. Eu laud această cruce. Eu am curaj pentru această cruce, pentru că cununa mă așteaptă dacă eu port această cruce. Înspre cruce, înspre cruce, merge toată dorința mea, până când voi sta înaintea tronului lui Dumnezeu triumfător. Aici este scris: Iisuse, atrage-mă spre cruce, acolo unde curge izvorul care se revarsă atât de liber pentru mântuirea păcătoșilor. Noi nu L-am căutat pe Domnul, El ne-a căutat pe noi până ne-a găsit. Acest mare har ne-a fost nou dăruit și fie așa cum noi am cântat, să ne atragă tot mai aproape de El, tot mai aproape de cruce.
ca să nu mai aparținem acestei lumi, ci doar Lui singur. Pentru că de la El vine adevăratul izvor. De acolo noi suntem hrăniți zilnic și de acolo noi primim tot de ceea ce avem nevoie. Cântăm a doua cântare. Cântarea 605 cântăm acum. Este șters păcatul. Este șters păcatul. Ești tu curățit și nou, ești tu albit prin sângele Mântuitorului, ești tu născut din nou, eliberat de robie, ești tu curățit prin sângele Mântuitorului, ești tu curat, curățit prin sânge, curățit prin sângele lui Iisus, sângele răscumpărător. Este haina ta deja albă, albă ca zăpada, ești tu curat prin sângele Mântuitorului. Rămâi tu statornic, veghind la cruce, ești tu curățit prin sângele Mântuitorului, ești tu credincios ca un copilaș și mergi de mână cu Iisus, ești tu curat prin sângele Mântuitorului, ești tu curat prin sânge, curat prin sângele răscumpărător al lui Iisus. Este haina ta deja albă, albă ca zăpada, ești tu curat prin sângele Mântuitorului. Când mirele sosește, este inima ta deja pregătită, ești tu curat prin sângele Mântuitorului. Stai tu în fața lui împodobit cu podoabele sfinte, îmbrăcat cu haina albă, curat, strălucitoare, haina albă curată, strălucitoare, prin sângele Mântuitorului. Ești tu curat prin sângele Mântuitorului, atunci leapă-te de păcat, iubește-L pe Domnul, numai pe El, și fii curat prin sângele Mântuitorului. Uite că izvorul curge, scufundă-te adânc în El și fii curățit prin sângele Mântuitorului. Ești tu curat prin sângele Mântuitor al lui Iisus, este haina ta deja albă, albă ca zăpada, ești tu curat prin sângele lui Iisus. Amin. Noi vom sta într-o bună zi îmbrăcați în haine albe strălucitoare înaintea Domnului. Fie ca Domnul să ne dăruiască har să fim pregătiți și sfințiți, albiți pentru ziua revenirii sale. Harul lui este nou zilnic și putem doar mulțumi pentru aceasta. Și noi am cântat. Noi credem ca și copilașii. Noi credem așa cum crede un copil pe tatălui, fără a folosi intelectul nostru, ci cu o credință a unui copil. Ceea ce Domnul ne-a dăruit, putem primi și ne putem lăuda de a fi copiii Lui.
Acum rog pe fratele Baumgartner să vină pentru a citi cu noi cuvântul de introducere și să mulțumească împreună cu noi. Fratele Baumgartner, lăudat și cinstit să fie numele Domnului, noi suntem mulțumitori că putem fi din nou în acest loc. Noi cu toții dorim să salutăm pe toți, toți care au venit și toți care sunt conectați online de pe întreg pământul, vă spunem tuturor un bun venit călduros. Fie ca Domnul în această după-masă, din bogăția harului său, peste așteptări și rugăciuni și înțelegere să ne binecuvinteze împreună. Noi suntem mulțumitori și încă o dată mulțumitori că am primit har la Dumnezeu. Domnul cu adevărat a făcut lucruri mari în viețile noastre. Revenirea Domnului este aproape. Acestea sunt ultimele zile, dar încă mai este timpul harului. Noi astăzi ne aflăm aici ca să ascultăm cuvântul adevărului dintr-o gură chemată. Noi, Domnului, nu-i putem mulțumi destul că noi acest ultim mesaj care va activa credința pentru răpire, că noi am putut crede acest mesaj și primi. Dacă trăim acum în ultimele zile, atunci Dumnezeu se va și descoperi așa cum El a făgăduit pentru aceste zile de pe urmă. Iisus Hristos încă mai este același, era și în veci. El acum este mare preot și simte cu slăbiciunile noastre. Eu cred că Duhul Sfânt este acum prezent. Fie ca puterea lui Dumnezeu astăzi, în această după-masă, toată necredința din mijlocul nostru să o dizolve, să o nimicească, fie ca puterea lui Dumnezeu astăzi, în această după-masă, să se manifeste în mijlocul nostru, pentru ca toți care suferă să plece sănătoși acasă. Iisus pentru noi a purtat totul la cruce. Prin rănile Lui suntem și vindecați. Și dacă noi o putem crede, așa, atunci suntem deja vindecați. Noi suntem mulțumitori și ne putem încrede în Domnul în toate lucrurile, fie ca Domnul în această după-masă să ne binecuvinteze într-un mod deosebit. Noi din partea Domnului așteptăm astăzi lucruri mari și eu cred că El astăzi ne va dărui o trăire puternică cu Dumnezeu prin har. Înainte de rugăciune, doresc să citesc un cuvânt al Scripturii din 2 Corinteni, capitolul 4. Vă rog frumos să ne sculăm în picioare pentru aceasta. Citim din 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 16 până la 18. Aici este scris: de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi.
căci în tristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Fratele Frank spune mereu, el mi-a spus să-mi iau puțin timp. Atunci m-am gândit, cel mai bine este când citești cuvântul lui Dumnezeu. Și noi citim acum mai departe, din capitolul 5, de la versetul 1 până la 10. Aici este scris, știm în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână omenească, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de drupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Mai doresc să citesc de la versetul 14 până la 21, căci dragostea lui Hristos ne împinge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Nu, și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate acestea sunt lucrarea lui Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării.
Adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Atât acest cuvânt de întărire care ne dorește mângâiere, nădejde și putere. Această dupămasă să slujească pentru ca toți să fim împăcați cu Dumnezeu. Dorim să ne rugăm. Gnädiger himmlischer Vater, Tată Ceresc, wir sind dankbar für das Vorrecht, îți mulțumim pentru privilegiul pe care îl avem de a ne afla în această dupămasă, în acest loc. Să ne bucurăm de binecuvântare bogată pe care deja în parte am primit-o. Îți mulțumim pentru cuvântul prețios care rămâne în veci. Doamne, noi suntem astăzi aici pentru a ne apropia de Tine, pentru a Te trăi din nou. Tu știi cum sunt lucrurile în inimile noastre. Tu ne cunoști pe dinăuntru și pe din afară. Tu ne cunoști necazurile și greutățile și ești pregătit de a ne astâmpăra dorința inimii. Ajută-ne astăzi, prin harul și îndurarea Ta, umblă prin rândurile noastre și atinge-te de fiecare inimă sinceră care îți dăruiește Ție credință. Doamne, dăruiește-ne puterea credinței ca să aparținem de aceia care în curând vor vedea ceea ce ei au crezut. Fie ca ziua de astăzi să fie o zi a mântuirii și tot să se împace cu Dumnezeu, oferta harului Golgotei să o primească și să plece liberi. Noi astăzi îți aducem toate greutățile noastre, Doamne, este voia Ta și astăzi să răscumperi, să-i liberezi și să vindeci. Sfințește-ne în adâncul adâncului nostru și Tu cu Duhul Tău cel Sfânt vino asupra întregii adunări. Binecuvintează și întărește pe robul credincios, inundă-l cu puterea învierii Tale și unge buzele prin care Tu vei vorbi cu noi. Binecuvintează și confirmă-ți cuvântul. Cu sângele Tău acoperă întreaga adunare și dovedește în viețile noastre îndurarea și mila Ta, harul Tău și mântuirea Ta. În numele lui Iisus. Amin. Cântăm cântarea Totul nou, totul nou. Totul nou, totul nou. Sângele mielului îl curăță și face totul nou. Totul nou. Sângele mielului mă curăță și face totul nou.
Amin. Puteți reocupa locurile. Ce privilegiu că ne putem afla astăzi în acest loc pentru a asculta cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Prin credință să primim, să-L căpătăm descoperit și noi am auzit deja în cântări, în prima cântare cântată, atunci când trâmbița va răsuna, îmbrăcați în alb, vom sta înaintea Domnului. Și noi citim în 1 Tesaloniceni 4, cu 17, că Domnul cu vocea Arhanghelului și cu trâmbița se va coborî în jos și morții în Hristos vor învia mai întâi, apoi noi vom fi schimbați și împreună îl vom întâmpina pe Domnul în văstuh și vom fi la El pentru totdeauna. Am de transmis multe salutări, mai ales din America de Sud, din România, da, din multe țări, și fratele Tati din Bruxelles a sunat, dar Domnul este credincios, se întâmplă lucruri mari. În mijlocul acelora care cuvântul îl cred în inimă și primesc, și primesc și descoperit și devin o parte a ceea ce face Dumnezeu în prezent, pe pământ. Și noi acest lucru l-am auzit deja, scumpii mei frați și surori, într-o cântare, îmbrăcați în haine albe, voi vă puteți aduce aminte, eu acest lucru l-am amintit deja în acest loc, când eu am văzut răpirea și am trăit-o. Și gloata îmbrăcată în alb, am văzut-o. Toți erau tineri. 16, 17, 18, nu peste 20, dar toate hainele aveau o strălucire. O strălucire, emanau așa, scumpii mei frați și surori. Dacă noi ne gândim la acest lucru, ce ești tu, ce sunt eu, cine suntem noi? Și noi cu toții, cu siguranță, am trăit și citit ceea ce a spus Pavel romanilor, în Romani 7, ce a exprimat el acolo. Cine mă va mântui? Cine mă va răscumpăra din trupul acesta muritor? Noi suntem niște oameni sărmani, amărâți, dar Dumnezeu ne-a acceptat și ne-a primit. Ne-a dăruit o viață nouă. El a pus-o în noi. Și sângele mielului, despre aceasta s-a cântat. Și în toate cuvintele care au fost deja citite, amintit, totul a fost deja o predică întreagă. Fie ca Dumnezeu pe fratele nostru Jean Lambert să-l binecuvinteze în mod deosebit și pe toți frații care traduc în alte limbi. Cu adevărat că este așa că întreaga lume ne ascultă acum și ne pot urmări acum și pentru aceasta îi suntem foarte, foarte mulțumitori lui Dumnezeu că noi suntem aproape de revenirea Domnului. Noi asta o recunoaștem privind la semnele timpului. Noi vedem ce se petrece, mai ales în Orientul apropiat, în Iran și aici, acolo și peste tot. Pur și simplu, așa cum Domnul
A zis-o dinainte, când voi veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, ridicați-vă capetele în sus, pentru că voi știți că răscumpărarea, mântuirea voastră se apropie și noi putem vedea toate lucrurile și prin har le putem încadra biblic. În mod deosebit, dacă este vorba de Israel, și noi astăzi avem un articol care l-am adus cu noi, scris de un bărbat care în Reuniunea Națiunilor Unite, Biblia de câteva ori a ținut-o deja în sus și s-a referit la ea, acest bărbat, Danny Danon. El cu adevărat, el a avut curajul înaintea adunării Națiunilor Unite, Biblia s-o ridice de câteva ori în sus, referindu-se la ea. Înainte ca fratele Baumgartner acest articol să ne citească, doresc să citesc din Zaharia, Zaharia primul capitol, de la versetul 12, Zaharia 1 cu 12. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a întrebat, Doamne, al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda, pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Doamne, când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda? Noi am putea citi aici mai departe, aici continuăm mai departe cu acela subiect, dar haideți să ascultăm astăzi ce un bărbat a spus, a cărui inimă bate pentru adevăr. Vino, frate Baumgartner, vino, fii bun. Cu cititul am greutăți. Ambasadorul Israelului la Națiunile Unite, Danny Danon, într-o cuvântare care trebuie să fie încadrată ca fiind istorică, dreptul poporului Israel pe tot teritoriul Israelului l-a apărat cu Biblia în mână, a ținut o cuvântare de 18 minute înaintea adunării Națiunilor Unite și a devenit viral în toate mass media și el aduce toate probele naționale și internaționale care dovedesc că întreaga țară Israel, Iudeea și Samaria, toate teritoriile aparțin poporului Israel. Danon, în cuvântarea în fața Națiunilor Unite, a amintit făgăduința dată lui Avram din Geneza. Ambasadorul delegației palestinene, care stătea în față în fața lui, s-a uitat în ochii lui, apoi a ridicat Biblia în sus, în fața tuturor, și asta e certificatul oficial pentru țara noastră. Danon a citit mai întâi pe evreiește, apoi din limba engleză, din Geneza 17, eu vă dau întreaga țară, Canaana, unde voi, israeliților, sunteți doar niște străini, dar voi o veți stăpâni pentru totdeauna și eu voi fi Dumnezeul vostru. El a folosit Biblia
pentru a apăra moștenirea poporului Israel. Și aceasta este un pas neobișnuit în lumea politică reală de astăzi. Până astăzi, politicienii nu au folosit Biblia pentru a cere aceste drepturi. Dar cum s-a așteptat? Toate mass media au reacționat cu batjocură. Ei și-au scuturat capetele pentru că pur și simplu nu pot crede. Pentru că un reprezentant oficial a unei conduceri ar putea avea curajul pentru a folosi Biblia ca justificare a dreptului Israel asupra țării Israel. În interviu, după această cuvântare, CNN și Al Jazeera ei au tras despre Biblie că Biblia nu are nimic de a face cu afirmația și pretenția poporului Israel pe teritoriile care sunt acum. Denon s-a arătat nemișcat. Stăpânirea întregii țări Israel, de poporul Israel, în Biblia evreilor este de găsit. Și el a făcut și un indiciu spre Noul Testament. Întreaga legătură a poporului Israel începe aici, în timp ce a ridicat din nou Biblia în sus. Ambasadorul a indicat spre că nu este doar Biblia iudeilor care îi dă dreptul poporului Israel pe această țară, ci și Coranul, ci și Biblia creștinilor. Coranul acceptă că poporul Israel îi aparține țara Israel. Asta a spus-o Denon în această adunare, arătând cu degetul spre delegația palestiniană. A fost clar că s-a referit la Iudeea, Samaria și întreaga țară Israel și Cisjordania inclus. Mai departe, istoria lumii arată că pretenția iudeilor pe această țară, Israel, nu doar prin Biblie și istoria iudeilor poate fi ridicată, cele 12 seminții ale Israelului au trăit mii de ani în această țară, a spus Denon. Seminția Iuda a trăit într-un teritoriu care este acum celebru ca Iudeea, cu o privire rece spre delegația palestiniană. El a continuat mai departe. Voi toți cunoașteți cuvintele iudeu și evreiești. Iude și Iudeea, iudeu și Iudeea vine de la teritoriul Iudeea. A fost țara și teritoriul nostru cu capitala Ierusalim. Denon a încheiat cuvântarea indicând că poporul evreu are un drept după legea internațională, este conformă și a fost confirmată de Națiunile Unite. Deci o recunoaștere a acestor teritorii aparține de o lume mai sigură. Pe mine mă interesează un lucru aici. Domnul a spus, vă dau o pildă, dând pilda smochinului și dând toate făgăduințele din prorocul Isaia, Ieremia, Ezechiel, că Dumnezeu la sfârșitul zilelor pe poporul său Israel îl va strânge și îl va aduce înapoi. Este făgăduința principală pentru Israel. Și cine apoi merge la Ezechiel 47 și 48, ultimele două capitole din prorocul Ezechiel,
În capitolul 47, deja starea este arătată cum va fi atunci când templul va fi zidit, când izvorul va izbucni din templu și până în Marea Moartă va curge și cum pomii vor fi în stânga și în dreapta râului care de 12 ori anual vor aduce rod. Totul este deja spus dinainte pentru Israel cum se va întâmpla și așa cum este scris în cuvântul profetic, așa se va întâmpla. Și cine dorește să o citească, o poate citi din Apocalipsa 22, versetele 2 și 3. Că de 12 ori acești pomi vor aduce rod și frunzele vor fi folosite ca medicină. Domnul a propovăduit aceste lucruri dinainte și suntem mulțumitori. Dar când noi am citit din acest cuvânt de aici, o, Doamne, câtă vreme, cât timp, Doamne? Și asta e întrebarea noastră, scumpii mei frați și surori. Cât timp, Doamne? Doar Domnul o știe, dar asta o știm cu toții, că noi trăim la sfârșitul timpului Harului și că Domnul, ultimul mesaj tuturor popoarelor, limbilor și națiunilor, l-a făcut de cunoscut și cine dorește să mai citească Ezechiel 48, se rentează să citești cum fiecare seminție își va primi și a primit teritoriu, fiecare dintre seminție, fiecare seminție, fiecare trib își va primi teritoriul înapoi. Totul este deja scris și atât de sigur Dumnezeu a spus aceasta, atât de sigur se va și împlini cu Israelul. Poate că în acest context observația că tendința merge într-acolo, aceste trei religii mondiale să se unească ca să compună, să alcătuiască o unitate, iudaismul, islamul și creștinismul. Și acum propunerea a fost dată că Iisus, ca Fiul al lui Dumnezeu, acest lucru să nu mai fie accentuat și amintit, ci numai Maria, mama lui Iisus. Și așa o putem găsi și citi în Coran, Maria, mama lui Iisus. Și dacă apoi te gândești, și asta cu o mare durere, scumpii mei frați și surori, că până astăzi mărama și asupra Israelului se află și că ei nu pot crede că Iisus Hristos, Domnul nostru și răscumpărătorul nostru, este Mesia cel făgăduit, El a fost și este, este cea mai mare durere pe care noi o trăim. Că poporul ales al lui Dumnezeu, ceasul cercetării divine, nu l-a recunoscut acest ceas. Un avocat din teritoriile din Israel, unde sunt toate aceste colonii, dorește să țină o prezentare, dar condiția este crucea și cel răstignit n-au voie să fie amintit. Iisus să nu fie amintit și nici crucea. El a spus că nu voi intra în nicio încăpere unde este o cruce.
un avocat iudeu care apără pe oameni și lucrează în aceste colonii, în teritorii, zi și noapte, eu nu voi intra într-o încăpere unde se află o cruce. Și asta ca iudeu. Asta doare, dar așa este scris. Mai întâi numărul de plin din toate națiunile trebuie să intre și apoi Israelul în totalitate, în întregime va fi mântuit. Așa e planul de mântuire a Dumnezeului nostru. Așa Domnul a putut-o spune dinainte și că așa se vor întâmpla lucrurile și așa cum Pavel scrie bisericii din Corinteni, încă mahrama mai atârnă peste ei și ea doar în Iisus Hristos, Domnul nostru, va fi dată la o parte. Și Pavel, ca propovăduitor personal, el a pus pe sveșnic, noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit și cuvântul crucii. Pentru cei ce sunt mântuiți, este o putere divină și cei care nu cred și care vor fi pierduți, este o nebunie pentru ei. Aici un cuvânt mi-a devenit foarte mare și doresc să-l împărtășesc împreună cu voi. Un cuvânt din 2 Tesaloniceni, noi cu toții știm că în 1 Tesaloniceni, eu acest lucru l-am amintit deja, acolo se vorbește despre revenirea Domnului. Că Domnul cu trâmbița și cu glasul arhanghelului se va coborâ și apoi în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, este scris în versetul 10 și cu toate amăgirile nelegiuirii a nedreptății pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru că nu și-au însușit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Pentru că ei nu și-au însușit dragostea adevărului. Acest cuvânt în adâncul adâncului meu m-a mișcat. Pentru că ei nu și-au însușit dragostea adevărului. Și ce am citit în acest articol, ce am auzit? Bărbatul Danon a ridicat Biblia și a spus: acesta e certificatul, acesta e documentul, asta e dovada, asta e contractul, asta e legământul, asta e ceea ce Dumnezeu a spus în cuvântul Lui. Pricepeți voi ce vreau să vă zic? Ce e Biblia pentru tine și mine? E certificatul! E ceea ce Dumnezeu ca testament pentru noi prin har a pregătit și prin har ne-a dăruit. Fiecare învățătură, tot, ăsta e certificatul original, îl ținem în mâna noastră și în inimile noastre îl cinstim. Încă o dată înapoi la acest cuvânt. Pentru că nu și-au însușit dragostea adevărului. Nu este o proprietate a ta personală care îți aparține ție, care în tine cu adevărat a găsit o locuință în tine. Și cine adevărul
Și l-a însușit așa în interior. Și o mai citim odată, ca tot să știe, că așa e scris. Pentru că nu și-au însușit dragostea adevărului. Nu a devenit o parte din ei, o proprietate, un cadou personal din partea lui Dumnezeu. N-au primit acest lucru și de aceea noi vedem diferența. Unii care dragostea și-au însușit-o pentru adevăr, ei în cuvântul adevărului sunt sfințiți. Ceilalți aleargă de la o interpretare la alta, de la o tălmăcire la altă tălmăcire, aleargă și zboară dintr-o învățătură greșită într-alta. Atât de sigur, cuvântul lui Dumnezeu a găsit intrare în inima noastră și nouă prin Duhul Sfânt ne-a fost descoperită. Atât de sigur, nouă răscumpărarea ne-a fost dăruită, a devenit o parte din noi, atât de sigur. Noi cuvântul lui Dumnezeu, ca adevăr, l-am acceptat și l-am primit. Și asta ne deosebește cu adevărat de tot ce se referă la fratele Branham. Dar cuvântul lui Dumnezeu l-au pus deoparte și pur și simplu afirmă că Biblia o au toți, dar acum cuvântul descoperit, da, cuvântul descoperit este cuvântul scris. Și cuvântul scris a devenit un cuvânt descoperit. Și adevărul cu adevărat a găsit intrare în inima noastră, așa cum este scris aici. Eu mă bucur cu adevărat că eu mă pot uita în urmă la 70 de ani și pur și simplu pot spune că nicio singură dată nu am alunecat într-o învățătură greșită, nicio singură dată, din iunie 1949. E har, fraților, noi, prin har, ne-am însușit adevărul, este în noi și prin noi se manifestă și noi în cuvântul adevărului suntem sfințiți. Sfințește-i în cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Și așa, noi mulțumim Domnului că am primit har. Și așa, cum am auzit despre lucrurile spuse despre Israel, da? Pur și simplu putem observa că timpul a sosit, timpul a sosit când pretenția oficial se ridică la nivelurile cele mai înalte, pretenția se ridică, Biblia în mână este ținută și se spune, asta e certificatul nostru, documentul nostru, Biblia este certificatul nostru. Și noi mergem direct înapoi la început, direct la primul verset din Vechiul Testament și apoi mergem la primul verset în Noul Testament. Asta e certificatul. Aici totul este fixat, întreg planul de mântuire a Dumnezeului nostru. Și ceea ce este scris aici trebuie și se va întâmpla. Și ce privește mesajul timpului de sfârșit, scumpii mei frați și surori, dacă noi ne gândim la acest lucru. Din anul 1933, mulți ani au trecut de atunci. Din 1946, de asemenea, au trecut foarte mulți ani. Din anul 1948, atunci când Ben Gurion a proclamat statul Israel, mulți ani au trecut și au venit de atunci, au venit și au trecut. Dar acum
am ajuns la punctul unde lucrurile încep să se formeze, să ia chip, unde se împlinește lovitură după lovitură. Lucrurile se vor întâmpla și așa cum este scris în Romani 9:28, Domnul însuși lucrarea și-o va dezăvârși pe pământ. Mai întâi cu aleșii, și permiteți o spun astăzi în numele Domnului și să accentuez aceasta, în toți aleșii. Adevărul a devenit o proprietate personală. Nimic altceva nu va intra în noi decât cuvântul adevărului. Și noi adevărul l-am recunoscut și adevărul ne-a eliberat de toate învățăturile greșite. Dacă noi, și asta e greu să amintesc acest lucru, dar o spun. Dacă mă gândesc la toate învățăturile la care se referă frații, la fratele Branham, și o învățătură greșită, una după alta, și citate ale bărbatului lui Dumnezeu sunt neînțelese, până acolo că toți trebuie să asculte predicile de pe benzi ale prorocului, că există doar o singură voce a lui Dumnezeu pe pământ și acesta este prorocul, și așa cum este interpretat conform Apocalipsa 10:7, această voce s-o asculte toți. Și lucrul cel mai nou este care cineva din Africa a făcut o călătorie la Jeffersonville ca să fie cununați de fratele Branham. Ei au luat loc în adunare din Jeffersonville și o bandă cu o predică ținută de fratele Branham acum 60 de ani. Banda a fost derulată, da, și așa ei au fost căsătoriți acolo, cununați. Înșelăciune, minciună. Frații mei, surorilor, Dumnezeu ne-a dăruit har ca toate versetele biblice pe care fratele Branham le-a folosit. Dacă e Luca 17, versetul 30, dacă Apocalipsa 10, versetul 7, Zaharia 14, versetul 7, toate versetele biblice pe care fratele Branham le-a folosit, ele ne-au adus într-o legătură cu Dumnezeu, în legătură cu ceea ce Dumnezeu a făgăduit, în legătură cu ceea ce a făcut Dumnezeu. Noi nu am rămas într-o relație cu indicatorul, ci cu Domnul, care este personal calea, adevărul și viața. Suntem mulțumitori pentru faptul că noi putem da mărturie de aceasta. Am căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Dați-vă odată seama, dacă se face afirmația că Domnul a venit deja, ce să mai zicem noi aici? Permiteți totuși două versete să citesc din Sfânta Scriptură, pentru ca noi să citim din Scripturi și să primim din Scripturi claritate și să vedem ce se va întâmpla atunci când Domnul va reveni pentru a-i lua pe ei lui acasă. Noi putem citi din 1 Ioan, să citim 1 Ioan 2, aici este scris 1 Ioan 2, versetul 28. Și tocmai acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta, când El se va descoperi, scumpii mei frați și surori, acest verset biblic, ei îl folosesc spunând că Domnul
în timpul fratelui Branham s-a descoperit. Da, și acest verset îl iau și îl folosesc în legătură cu aceasta. Dar aici, când se va arăta El, să avem îndrăzneală, să ne bucurăm și la revenirea Lui. Această descoperire, această arătare este în legătură cu revenirea Lui. Și la revenirea Lui să nu rămânem de rușine depărtați de El. Deci, când El se va descoperi, El și-a descoperit cuvântul, El planul Său de mântuire și L-a descoperit. Și suntem mulțumitori pentru aceasta. Dar El personal, încă El nu a venit, nu s-a arătat încă, El va reveni. Atât de sigur, El în trup. Eu acest lucru am mai citit astăzi, în Luca 24, am citit aceasta. Cum Domnul nostru, după înviere, s-a descoperit alor Săi. Și apoi și-a luat ucenicii în direcția Betania. Și acolo, în fața ochilor lor, și-a ridicat brațele, binecuvitându-i, și înaintea ochilor a fost înălțat unor în slavă. Și apoi fapte 1, de la 9 până la 11, același Iisus, în același fel, va reveni, așa cum voi L-ați văzut, ridicându-se, înălțându-se la cer. A înviat în trup, în trup s-a înălțat la cer, în trup se va întoarce, va reveni, și la revenirea Lui, noi, trupurile noastre vor fi schimbate. Trupurile muritoare vor fi îmbrăcate de nemurire, va fi o realitate divină. Apoi citim mai departe aici, din 1 Ioan, citim din capitolul 3, versetele 2 și 3, aici este scris în versetul 3, große Liebe uns der Vater dadurch erwiesen hat. Vedeți ce mare dragoste Tatăl ne-a dovedit că noi ne putem numi copii ai Lui Dumnezeu. Și noi și suntem. De aceea, lumea nu ne recunoaște pentru că nu L-au recunoscut pe El. Și acum, scumpii mei frați și surori, vine ceea ce încă o dată doresc să amintesc și să accentuez în următorul verset. Aici, preiubiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu. Acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Ce vom fi? Dar știm că atunci când această descoperire, când se va arăta El, când se va întâmpla, când această descoperire, această arătare se va arăta, vom fi ca El. Pentru că Îl vom vedea așa cum este. Lăudat și cinstit să fie Domnul nostru. Eu nădăjduiesc că voi durerea mea o înțelegeți. Cea mai mare durere care nu o poți aplica este afirmațiile fratelui Branham, să faci din ele învățături greșite și să le folosești greșit. Fratele Branham a fost un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu. Dar dacă el câteodată a spus ceva,
Când a spus ceva de la el, atunci pur și simplu trebuie să o lași așa cum este. Și acest lucru l-am citit. În aceeași predică, fratele Branham vorbește despre Enoch și al șaptelea după Noe, a vorbit de el că a umblat cu Dumnezeu 500 de ani, dar Enoch a fost al șaptelea după Adam. Și Enoch a trăit 365 de ani. Fratele Branham a fost un om. Când este vorba de cuvânt, cuvântul a fost descoperit lui, dar când spunea lucruri care le spunea așa, atunci pur și simplu trebuie să mergi înapoi la Biblie și să știi că și el a fost doar un om. Vă rog frumos, acum încă o dată accentul aici, scumpii mei frați și surori. Când se va arăta el, lăudat și cinstit să fie Domnul nostru, când revenirea lui Iisus Hristos cu adevărat va avea loc și când apoi frații noștri aud ceea ce fratele Branham în a șasea pecete zice, că Domnul scaunul harului l-a părăsit, dar el în a șasea pecete a zis și acest lucru cade în ziua Domnului, nu mai este în timpul harului. Ei folosesc această afirmație și spun acum, în 1963. Este de neconceput așa ceva. Câte interpretări, câte neînțelegeri. Acolo există o listă întreagă. Și odată 246 de întrebări am căpătat. 246 de întrebări în totalitate am primit în legătură cu citatele și ceea ce pentru majoritatea plutește în aer. Dar pentru noi nu există nicio singură întrebare care a rămas nerăspunsă. De ce? Și noi o mai spunem încă o dată, scuzați dacă o repet atât de des, pentru că ei nu și-au însușit dragostea adevărului și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia este singurul certificat și cuvântul sfânt al lui Dumnezeu rămâne în veac. Și dacă acest cuvânt este în tine și în mine, atunci și noi vom rămâne cu Domnul nostru în veac. În mine, când este vorba de interpretări, eu nu le pot suporta. Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, noi l-am primit descoperit, a devenit proprietatea noastră. Noi am devenit o proprietate a Domnului, răscumpărați prin sângele mielului și prin harul Dumnezeului nostru, în cuvântul adevărului sfințiți. Nu există nicio sfințire fără cuvântul adevărului. Nu există nicio sfințire în toate interpretările și în toate tălmăcirile. Nu deloc. Dumnezeu își confirmă doar cuvântul scump și prețios. Gândiți-vă la acest lucru și în mod deosebit la acest loc de aici. Unde a fost? 2 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni 2, 10, 11, 12, pentru că ei dragostea. Și acum întrebarea, scumpii mei frați și surori, dragostea lui Dumnezeu a fost ea așa revărsată în inimile noastre ca noi să iubim cuvântul lui Dumnezeu așa din interiorul nostru, să ne bucurăm de cuvânt. Așa cu Dumnezeu, prin Duhul, în cuvânt, să fim într-o legătură. Dragostea pentru adevăr. Ei nu și-au însușit acest lucru și de aceea Dumnezeu le-a trimis o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. O, este
pur și simplu absolut necesar și important, dragostea lui Dumnezeu. Dragostea pentru adevăr, dragostea pentru Domnul și răscumpărătorul nostru să o ai. Și cum deja în prima epistolă scrisă, gândește-te de unde, de la ce înălțime ai căzut. Înapoi, înapoi la prima dragoste. Totul va înceta, dar dragostea lui Dumnezeu rămâne și dragostea este revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Scumpii mei frați și surori, și acest lucru să-l mai spunem o dată, atât de sigur, poporul Israel tot mai mult recunoaște că prorocia biblică se împlinește. Nu doar că ei s-au întors înapoi în țara lor, ci s-au întors înapoi pentru că Dumnezeu în cuvântul său a spus-o așa și pentru că Scriptura în fața ochilor lor și în fața ochilor noștri se împlinește. Și în această clipă, când Mr. Netanyahu și toți prietenii noștri, când ei recunosc că toate au fost prezise, a fost deja spus dinainte, ce se întâmplă acum, asta a fost dorința mea și de aceea am trimis 8 versete biblice, a fost 8 versete care le-am și am indicat fierbinte că acesta este timpul în care prorocia biblică cu poporul Israel se împlinește. Și noi am urmărit aceasta, am verificat. Ierusalimul de 780 de ori este amintit în Biblie. De 780 de ori este scris în Biblie. Și muntele Sionului de 157 de ori. Și dacă noi Sfânta Scriptură o citim, scumpii mei frați și surori, totul se va întâmpla. Ierusalimul va fi pus în rânduiala divină, toate semințiile vor fi pe teritoriile lor care au fost gândite pentru ei, dar înainte, biserica, prin har, trebuie să capete restituit totul și să fie reașezat totul înapoi la început, cum a fost la început. Și asta e făgăduința principală pe care noi o credem, că Dumnezeu a vrut să trimită un proroc, nu ca să fondeze o direcție de credință, o nouă religie, nu, ci pentru ca totul să reașeze în starea originală înapoi și temelia originală să dea la o parte toate dărâmăturile și să putem spune că ăsta e certificatul nostru, începând cu prima predică, începând cu revărsarea Duhului Sfânt. Ăsta e certificatul, Dumnezeu ne-a lăsat acest certificat nouă, fiecare învățătură biblică pentru tot. Această carte este certificatul divin care nouă ne-a fost lăsat, Vechiul și Noul Testament, într-o armonie divină. Spuneți odată, cum simțiți voi, cum gândiți voi despre acest lucru? Că Dumnezeu n-a trecut pe lângă noi, că El pe tine și pe mine ne-a găsit. Ți s-a descoperit ție și mie, că tu și eu, că noi putem crede, cum zice Scriptura, și că noi, adevărul divin, ni l-am însușit, o devenit o proprietatea noastră. În acest testament avem noi certificatul. Și cum acest ambasador a Națiunilor Unite a putut ridica Biblia în fața întregii lumi, unde toți erau atunați. Toate conducerile lumii erau acolo, așa și noi.
Biblia înaintea lui Dumnezeu, înaintea tuturor neamurilor, popoarelor și limbilor. O ridicăm, ăsta-i testamentul nostru. Ăsta-i certificatul nostru. Asta-i învățătura noastră. Aici este scris totul. Și noi niciodată nu am trecut peste ceea ce este scris în Scriptură. Deci, adevărurile biblice, prin har, ni le-am însușit. Și dacă noi citim cuvântul lui Dumnezeu, atunci Domnul vorbește cu noi. Și fie ca toți să fie ajutați, care sunt în necazuri. Peste toți auzi de boli, de necazuri. Fie ca Domnul astăzi să mângâie, să dăruiască har, să ajute, să intervină, ca toți aceia care ascultă astăzi cuvântul Lui să fie cuprinși de Dumnezeu, să fie copleșiți din nou, pentru că am primit har la Dumnezeu. Am recunoscut timpul și ceasul și convinși pe deplin suntem de acord cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Fii sincer, mai are cineva o întrebare despre un verset biblic? Nu mai are nimeni nicio întrebare, nu. Nu există nicio discuție. Totul cu adevărat este clar, adevărat, descoperit prin Duhul Sfânt. Totul ce nouă Dumnezeu prin răscumpărarea isprăvită, tot ceea ce ne-a dăruit ne aparține nouă. Și noi vom vedea ce am crezut și așa cum am citit. Când această descoperire se va arăta, trupurile noastre vor fi schimbate și noi pe răscumpărătorul nostru îl vom vedea și vom fi asemenea lui schimbați, el întâiul născut dintre mulți frați. Ce bogat este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu! Ce minunat este planul de mântuire a Dumnezeului nostru și ce clar este prezentat în Scripturi! Eu acest lucru l-am spus deja ultima dată, atunci când fratele Branham, Coloseni 1 cu 15 a citit, întâiul născut, și el a spus, el întâiul născut a fost deja la începutul creației. La începutul creației a vrut el să spună, a fost Domnul, care noi ca întâi născut l-am cunoscut noi. Atunci el a fost Domnul și apoi la naștere, astăzi, Hristos Domnul vi s-a născut în cetatea lui David. Întâiul născut este Domnul și Domnul este întâiul născut. Dar credeți-mă, eu sunt atât de mulțumitor lui Dumnezeu că și ceea ce fratele Branham câteodată nu prea clar a exprimat-o el, noi știm ce a vrut să spună și ce a spus el. Suntem pur și simplu mulțumitori lui Dumnezeu din inimă. Pentru că aici este un punct, scuzați dacă amintesc așa acest lucru, că cel mai bun prieten a fratelui Branham, care a primit un titlu de doctor, din această unică afirmație a făcut o învățătură duală a două persoane, așa, și el spune că el, întâiul născut, a fost deja la începutul creației prezent. Pur și simplu doare. Pur și simplu doare. Eu nu pot explica nimănuia. Este o foarte mare durere. Dar să o mai spunem încă o dată. Dumnezeu cu adevărat ne-a hotărât adevărul să recunoaștem și adevărul ni l-am însușit. Și nici o singură, nu-i dăm spațiu niciunei singure interpretări. Fie ca toți, indiferent cum este starea noastră duhovnicească astăzi, eu astăzi sunt convins că toți care vin acum
ca să asculte cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, aparțin de mireasa mielului, că Domnul poporul lui și îl strânge, cum el personal a zis, strângem poporul meu ca să asculte cuvintele mele. Noi suntem strânși în numele Domnului și cuvintele lui Dumnezeu le ascultăm, le primim și ni le însușim devenind o proprietate personală a noastră. Le căpătăm descoperite prin Duhul Sfânt. Apoi, mai este valabil doar ceea ce este scris în Romani 8. Cel care a chemat, pe care i-a chemat, i-a și neprihănit. Și pe care i-a neprihănit, i-a și sfințit. Și pe care i-a sfințit, acelora le-a dat și slava cerească. La Dumnezeu, lucrarea de răscumpărare este încheiată. El ne vede deja îmbrăcați în alb înaintea tronului său ca o gloată răscumpărată prin sânge, botezată cu Duhul Sfânt care va fi învrednicită. Cina Domnului în slavă să o sărbătorească, să-i mulțumim Domnului că El a strâns Israelul din toate popoarele, limbile și națiunile, să-i mulțumim lui Dumnezeu că El, biserica întâilor născuți din toate popoarele, limbile, îi strânge împreună, să-i mulțumim Domnului că El cu adevărat a pus adevărul în noi și dragostea divină față de cuvânt, legătura care ne-a fost dăruită prin Duhul și prin Duhul a încăpătat-o și descoperit acest cuvânt. Lui, Domnului nostru și răscumpărătorului nostru, îi se cuvine slavă, cinste, mărire și închinare, acum și în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare și împreună să-i mulțumim Domnului. Scuzați dacă trebuie să spun unele lucruri, ceea ce internațional trebuie să fie amintit. Dar noi cu toții știm că adunările sunt transmise și pe întreg pământul sunt ascultate. Frații zilnic se izbesc de aceste probleme ca ei să fie ajutați, să fie întăriți în credință și în cuvântul adevărului, să rămână, să nu propovăduiască nimic numai dacă este scris în Biblie. Este testamentul nostru. Lăudat și cinstit să fie Domnul Atotputernicul Dumnezeu. Scumpii mei frați și surori, eu nu pot exprima așa cum o simt, dar eu știu că voi credeți și primiți și durerea mea o simțiți împreună cu mine. Eu doresc împreună cu Pavel să zic: Hristos să fie arătată o fecioară curată, și dacă este rugăciunea mea, rămâneți sub influența divină, să nu mergeți sub alte influențe, nu mergeți la alte adunări, luați certificatul lui Dumnezeu în mână, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, luați Biblia la mână, primiți totul, acceptați totul și atunci Domnul o va descoperi fiecăruia în parte. În timp ce ne ținem capetele aplecate, permiteți de a întreba dacă sunt persoane noi în mijlocul nostru, fie ca Domnul să vă dăruiască har, să credeți, cum zice Scriptura, să acceptați și să primiți, pentru ca așa să fiți pregătiți pentru ziua glorioasă a revenirii lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. El va reveni
cu trâmbița lui Dumnezeu, cu glasul Arhanghelului și morți în Hristos, vor învia mai întâi și toți care trăiesc împreună cu Hristos vor fi schimbați. Și cu adevărat, nu este doar dorința mea, este rugăciunea mea și voia lui Dumnezeu ca toți care acum cuvântul sfânt al lui Dumnezeu îl ascultă să-l primească. Răscumpărarea deplină, iertarea, împăcarea și cum introducerea a fost citit, nouă slujba împăcării ne-a fost încredințată și de aceea noi strigăm în locul lui Hristos: împăcați-vă cu Dumnezeu, primiți iertarea, primiți harul, primiți fiecare cuvânt, acceptați-l și fie ca fiecăruia personal prin Duhul Sfânt să-i fie descoperit, fie ca cercetarea cuvântului de astăzi să conducă înspre acolo, ca fiecare personal să spună: iubitule Domn, eu primesc cuvântul adevărului, îl accept, îmi aparține mie, atât de adevărat eu sunt proprietatea ta. Împreună, noi sângele mielului îl vom slăvi, pentru răscumpărare și iertare vom mulțumi, dar și pentru cuvântul Domnului, prin care noi suntem călăuziți în tot adevărul. Acum, în timp ce câțiva frați vor mulțumi cu noi, o, Doamne, poate cântăm mai întâi cântarea Așa cum sunt, la Tine vin. Așa cum sunt, la Tine vin, putere n-am, numai Tu singur. Sângele Tău mă spală de păcate, mă curățește, un miel al lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. Credinciosule Domn, Ție ți-aducem laudă, mărire, mulțumire, îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, că noi suntem copiii Tăi, răscumpărați prin sângele Tău prețios, Iisuse. Doamne Iisuse, Tu ne-ai dăruit adevărul, adevărul este scris. Cine ne-l mai poate lua? Nimeni, Doamne Iisuse, pentru că adevărul a ajuns în inimile noastre. Îți aducem laudă și mulțumire pentru aceasta, Doamne Iisuse. Tu ne cunoști pe fiecare în parte. Toți avem necazuri, probleme, dar îți mulțumim, Doamne Iisuse, că îți încredințăm problemele și necazurile noastre. Binecuvintează-ne pe fiecare și toți care ne ascultă astăzi, toți care au ascultat cuvântul Tău, să fie binecuvântați. Îți mulțumesc pentru bunătatea Ta, pentru dragostea Ta și mai ales pentru harul Tău, Doamne Iisuse, pe care noi zilnic acest har îl trăim. Dăruiește-ne har mai departe. Eu Ție îți mulțumesc. Vreau să Te laud și să Te cinstesc. Dar binecuvintează-L pe fratele nostru, Doamne Iisuse, El care ne-a adus cuvântul Tău. Dăruiește-i putere, dăruiește-i har. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu mai departe vei fi cu el. Binecuvintează-L pe fratele Frank. Eu îți mulțumesc pentru el în numele lui Iisus. Amin. Doamne Iisuse, Te lăudăm și Te cinstim din toată inima.
Ce lucru puternic ai făcut-o, Doamne! Doamne, sunt probleme pe această lume. Dar noi avem voie să ne uităm la Tine, că Tu ai biruit lumea. Noi suntem în Tine și Tu ești în noi. Să-ți mulțumim zilnic pentru aceasta și că Tu ești mai puternic, o Doamne. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Ajută pe toți, o Doamne, ajută pe toți. Îți mulțumim că Tu ai biruit totul. Îți mulțumim pentru dragostea și harul Tău. Îți mulțumesc că ești atât de îndurător față de noi. Aha, Doamne, Tu ne-ai călăuzit ca să alergăm doar spre țintă, să nu ne mai uităm la împrejurări, ci să privim la Tine, să avem ținta în fața ochilor noștri. Și Tu ne-ai descoperit acest lucru, Te lăudăm și Te cinstim. Toți care au necazuri și probleme, întărește-i și întreaptă-i pe toți. Dăruiește pacea Ta, odihna Ta și ajută-i până la revenirea Ta. Îți mulțumim. Binecuvintează-L pe fratele Frank când este în călătorie. Întărește-L Tu, Doamne, după duh, trup și suflet. Călăuzește-L Tu, Doamne. Dă-i binecuvântarea necesară și fii Tu pur și simplu cu El. Îți mulțumim pentru aceasta. Că adunarea de astăzi ai binecuvântat-o și ne rugăm acum pentru toți aceia care vor pleca cu binecuvântarea Ta din acest loc. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. Îl iubesc, îl iubesc, cântăm cântarea, îl iubesc. Iubesc, scumpul mil dumnezeiesc, care m-a iubit și a murit pentru mine pe cruce. Îl iubesc, îl iubesc, când El m-a iubit, scumpul miel dumnezeiesc. El m-a iubit și a murit pentru mine pe cruce. Și mai cântăm cântarea, Tu ești vrednic. Tu ești vrednic, Tu ești vrednic, o Doamne, să primești slavă, cinste și închinare. Tu ești vrednic, o Doamne, glorie, aleluia. Glorie, aleluia. Adevărul Tău înaintează. Doamne, atotputernicule Dumnezeu, din toată inima, îți spunem astăzi o mulțumesc și strigăm cu voce tare: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău în mijlocul nostru, facă-se voia Ta
cu fiecare în parte. O, Doamne, să ai Tu calea Ta cu noi toți și împreună. Îți mulțumim pentru Vechiul și Noul Testament. Îți mulțumim pentru certificatul dumnezeiesc pe care îl avem, o Doamne. De la începutul timpului până la sfârșitul timpului, iubitule Domn, îți mulțumesc frumos pentru scumpul și prețiosul Tău cuvânt, pentru adevăr, adevărul care ni l-am însușit, care ne aparține nouă, iubitule Domn. Și în acest adevăr putem umbla spre slava și cinstea numelui Tău, iubitule Domn. Eu toate necazurile ți le aduc acum, pe toți bolnavii, pe toți bătrânii, pe toți care au nevoie de îngrijire. Toți ți aducem pe toți acum, o Doamne. Binecuvintează pe Tine și bătrâni. Binecuvintează familiile din toate casele. Cheamă-i pe ultimii afară, pentru ca numărul să fie deplin. Și trâmbița poate răsuna și vocea Arhanghelului să fie de auzit și Tu să revii pentru a-i lua pe a Tăi acasă. Îți mulțumesc, iubitule Domn, pentru răscumpărarea isprăvită. Eu Ție îți mulțumesc că Tu deja în desăvârșire, în fața tronului Tău ne vezi îmbrăcați în alb, vom sărbători cu Tine împreună ospățul nunții mielului. Ferice și sfânt va fi acela care va avea parte de ea. Iubitule Domn, eu cred înaintea feței Tale sfinte de a putea spune că toți care au auzit vocea Ta acum, care primesc cuvântul Tău acum și îl primesc descoperit și primesc prin aceasta noua viață divină, că ei vor fi prezenți. Pentru că toți care ascultă acum de glasul Tău vor auzi și glasul Tău de atunci când Tu vei reveni. Îți mulțumim, Doamne, iubitule Domn, încă o dată, pentru tot ce ai făcut Tu deja în timpul nostru, pentru pământul, ce ai făcut deja și Tu desăvârșești lucrarea Ta de răscumpărare în scurt timp. Noi așteptăm revenirea Ta în timpul nostru. Noi strigăm Maranata, vino Doamne Iisuse, vino curând, lăudat și cinstit să fie minunatul și sfântul Tău nume Iisus. Amin. Amin. Puteți reocupa locurile. Cântăm spre lauda Domnului. Cine are o cântare de propus? Cântarea numărul 7. Da, fraților. Cântarea numărul 7. O cântăm din toată inima, această cântare. Doamne, Tu ai făcut lucruri mari aici cu noi. Bucuroși, în praf, ne închinăm înaintea Ta și lăudăm puterea harului Tău cu toți împreună. Tu, prietenul sufletului nostru. Slavă Ție, Doamne Iisuse, numai Ție. Slavă Ție, Iisuse, numai Ție. Toți care au viața să cânte și să zică slavă lui Iisus,
numai lui Iisus singur. Tu cap încununat, tu te arăți fiecăruia care îți dăruiește credință. Te miști, umbli în mijlocul alor tăi și în așa încât fiecare te poate simți. Slavă ție, Iisuse, numai ție singur. Slavă ție, Iisuse, numai ție. Toți care au viață să cânte slavă lui Iisus, numai lui Iisus singur. Tu împărat al inimilor, tu ne-ai răscumpărat și ne-ai botezat cu Duh Sfânt și cu foc. Primește-ne cu trup și suflet, ai tăi suntem veșnic, Emanuel. Slavă ție, Iisuse, numai ție. Slavă ție, Iisuse, numai ție. Toți care au viață să cânte Iisus. Slavă lui Iisus, numai lui Iisus singur. Umblă prin țară, o mântuitor al lumii, apleacă-i pe toți care ți se împotrivesc, trezește-i pe păcătoși adormiți din grabă, să primești prin aceasta răsplata suferințelor pe deplin. Slavă ție, Iisuse, numai ție. Slavă ție, Iisuse, numai ție. Toți care au viață în ei să cânte acum slavă lui Iisus, numai lui Iisus singur. Da, numai lui Iisus singur îi aducem slavă. Va fi atunci numai slavă. Atunci va fi doar slavă. Când noi, eliberați de dureri, îi vom vedea fața Lui. Când noi, eliberați de dureri, îi vom vedea fața. Amin. Această siguranță ne-a dăruit Domnul nouă. Este fratele Mihai Baumgartner aici? Doresc ca să rog să vină să încheie cu rugăciune. El a fost cu noi în Brazilia. Dacă el ar fi astăzi aici, ar fi frumos. Dacă ar încheia și s-ar ruga și ar mulțumi împreună cu noi. Acum vă rugăm să mă amintiți în rugăciunile voastre. În iunie, călătoria din Bangkok va avea loc și toate țările învecinate vor veni la conferință și va fi
în Manila, în Filipine, o adunare și de când am depășit vârsta de 85 de ani, lucrurile merg puțin mai încet. Dar vă rog să mă amintiți rugăciunile voastre. Și apoi, dacă vrea Dumnezeu, va mai avea o adunare în România și dați-vă seama, frații din România, noi acolo avem un frate, el este pilot. Și el a spus pur și simplu, frate Frank, nu-ți fă nicio grijă. Eu o să te iau cu avionul și te aduc înapoi acasă. El vine, zboară până la 12 km, acolo este un aeroport și acolo ne vom urca în avion și vom zbura la București. Eu aș dori ca câțiva frați din Elveția să vină și ei să participe la o astfel de adunare din România, ca să vadă când câteva mii se strâng împreună să asculte cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Cu adevărat, am fost cu fratele Frank în Brazilia, în Guyana. Noi am fost acolo în vacanță, pentru că soția mea vine din Goiania și acolo am trăit o adunare binecuvântată. Eu nu înțeleg foarte bine engleză, dar Claudio Mischi s-a tradus pe limba portugheză și au fost cel puțin 5.000 de oameni acolo. Nu a fost doar o încăpere ca aici, și afară erau corturi. Și cu adevărat au fost corturi și toți au ascultat. Și noi am vorbit împreună cu fratele Frank, i-am transmis salutări și a fost foarte bine în Brazilia. Mulțumește Domnului! Mare Dumnezeu, îți mulțumim pentru această zi care ne-ai dăruit-o, Doamne. O zi a mântuirii. Tu ne-ai dăruit acest cuvânt. Ni l-ai adus prin fratele Frank. Și îți mulțumim. Îți mulțumim că Tu îl călăuzești și îl întărești. Și binecuvintează-ne pe toți în parte, o Doamne, toți care au necazuri și probleme, o Doamne, în familii, peste tot. Fie ca Tu să-i binecuvintezi pe toți, călăuzește și condui, o Doamne, pe toți. Iisuse Hristos, să le aducem pe fratele Frank în mod special, călăuzește-l, condul Tu, întărește-l în duh, trup și suflet. Acolo când va aduce cuvântul, cât de grele sunt călătoriile pentru el, dar te rugăm să-i dăruiești putere. Îți încredințăm totul, întreaga lume, mai ales poporul Israel, ți-l încredințăm. Îți mulțumim pentru tot ceea ce Tu faci, în numele lui Iisus. Amin. Aleluia, fi lăudat! Aleluia, fi lăudat! Aleluia, amin. Aleluia, amin. Aleluia, aleluia, fi lăudat, Doamne, binecuvintează-ne acum. Amin, amin, amin. Urați-vă binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă este în voia lui Dumnezeu, până data viitoare. Domnul să vă binecuvinteze, fraților și surorilor. Amin.